candidaturi pentru Camera Deputaților și Senat de 15 entități competitori electorali. Din aceștia, voi spune din start că avem o singură candidatură independentă. Aparține domnului Cică Duță, candidat independent pentru Camera Deputaților. Ele au fost înregistrate, evident, în ordine, motiv pentru care ceea ce vă spun sunt în enumerarea lor este evidențiată de felul în care au fost înregistrate. Deci prima formațiune care s-a înregistrat la Biroul Electoral Județean de Circumscripție a fost Uniunea Democrată Maghiară din România. A urmat Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Vrancea Noastră, Partidul România Unită, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Alianța Electorală Alternativa Națională 2016, Partidul Alianța Noastră România, Uniunea, pe poziția 10, v-am spus, este poziția candidatului independent, urmat apoi de Uniunea Salvat România, Partidul Socialist Român, Partidul România Mare, Partidul Verde și aseară la 22:15 a fost ultima formațiune înregistrată, Partidul Ecologist. Au fost emise decizii de admitere, dar ca să fiu mai corectă, pentru că nu sunt, deci știu că am admis pentru Uniunea Democrată Maghiară din România, în cursul zilei de ieri s-a întâmplat acest lucru, s-au emis deciziile, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și cred Partidul Mișcarea Populară. Celelalte urmează să fie dezvăluite, discutate, imediat când vom avea o ședință cu toți membrii Biroului Electoral Județean de Circumscripție. Urmau să fie remediate anumite neregularități, pentru că așa este corect. O primă analiză o facem la momentul înregistrării, dar analiza corectă de formă și de fond se face cu o punere completă, timp în care, de ieri începând, am procedat la analiză. Urmează să le dezbatem astăzi și cred că spre sfârșitul zilei, dacă mă veți contacta, vă voi spune și celelalte deciziile care s-au mai dat de admitere sau de respingere.